În momentul de față, pe planeta noastră trăiesc peste 7 miliarde de oameni, dar acest număr crește foarte rapid. Deci întrebarea câți oameni poate susține Pământul este una cât se poate de normală și care trebuie pusă. Numărul de ființe umane moderne, Homo sapiens, de pe Terra a fost relativ mic până recent. Acum 10.000 de ani nu existau mai mult de câteva milioane de oameni pe planetă, iar pragul de un miliard a fost atins abia la începutul anilor 1800. Este estimat că până în 2050 planeta va depăși 10 miliarde de oameni, iar cercetătorii deja se întreabă dacă această populație poate rezista sau nu. Pentru a înțelege de ce, hai să discutăm despre unul dintre subiectele mele favorite, mâncarea. Dacă ar fi să luăm tot terenul folosit pentru a crește animale de carne și l-am pune la un loc, am obține o suprafață mai mare decât Africa, aproape 35 de milioane de kilometri pătrați. Pe de altă parte, dacă ar fi să luăm tot terenul folosit pentru plantații și agricultură din întreaga lume și l-am aduna într-un singur loc, am obține o suprafață cam de mărimea Americii de Sud, adică aproape 20 de milioane de kilometri pătrați. Cu alte cuvinte, avem mult mai puțin teren cultivat decât cel folosit pentru creșterea animalelor. Vom reveni la această idee în curând. Acum hai să discutăm despre emisiile de dioxid de carbon. Media globală per persoană este de aproximativ 5 tone pe an, dar pentru americani, de exemplu, media se apropie de 17 tone pe an. Și rețineți, vă rog, aceste medii sunt per persoană. Deci, dacă am mai avea să spunem încă 3 miliarde de oameni noi pe planetă care ar adopta un stil de viață similar americanilor, efectele asupra încălzirii globale ar fi dezastroase. Sunt deja, dar ar fi mult mai rău. De fapt, se consideră că temperatura medie a planetei va crește cu 2 grade Celsius până la sfârșitul secolului 21. Nu pare mult, știu, doar nu pare, dar de fapt este o schimbare enormă și foarte gravă. Odată cu această creștere a temperaturii, în diferite zone vom avea parte și de condiții de vreme extremă, care inevitabil vor afecta recoltele și producția de mâncare, deci nu e de bine. Această problemă ar putea fi oarecum rezolvată dacă toată lumea ar trece la o dietă vegetariană, iar noi vom folosi terenul pentru animale despre care vorbeam mai devreme pentru a planta și crește culturi. Chiar și așa, aceste recolte nu vor putea hrăni o infinitate de persoane. Oamenii de știință consideră că va ajunge totuși pentru 10 miliarde, dar nu mai mult. Dar mai mult ca sigur, majoritatea oamenilor nu vor dori să devină vegetarieni. Până la urmă, friptura e friptură. Ai mâncat vreodată o pizza vegetariană? Eu nu. Cum rămâne cu apa? În momentul de față, oamenii folosesc cam 30% din resursele de apă ale planetei, restul de 70% fiind folosită în principiu pentru agricultură. Totuși, apa disponibilă în țări precum Etiopia, Cambodgia sau Haiti nu este nici măcar suficient de curată pentru a putea fi băută. Dacă populația Pământului va crește, vor crește de asemenea și procentele de apă folosite de oameni. Revenind la întrebarea originală, Pământul ar putea fi oarecum capabil să mențină un număr mai mare de oameni, poate chiar peste 10 miliarde, dar calitatea vieții acestor oameni ar fi cu mult diferită față de cea de acum. Mai trebuie luat în calcul și faptul că deja are loc o scădere a fertilizării la nivel global, un lucru foarte bun. Uitându-ne la niște cifre, observăm că gradul de fertilizare a scăzut de la 4,7 copii în medie per femeie în anii 70 la 2,6 în anii 2000. Câți oameni crezi tu că ar putea susține Pământul? Sau crezi că deja am depășit limita? Abia aștept să aud părerile voastre în secțiunea de comentarii. Acesta a fost episodul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Nu uita să-mi lăsați întrebări în comentarii dacă vreți să apăreți în următoarele episoade Space Facts. Mi-am creat un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Ai un link în descriere dacă ești interesat. De asemenea, mai jos găsești și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!